de rău la nimeni n-am făcut. Doar bine cât am putut și înapoi nu l-am cerut. De când mă știu pe pământ, rău la nimeni n-am făcut. Doar bine cât am putut și înapoi nu l-am cerut. Dă mi-ar da Dumnezeu ani, că ți-am ajutat cu o bani. Și la cât ți-am ținut partea, cred că m-ar uita și moartea. Dă mi-ar da Dumnezeu ani, că ți-am ajutat cu o bani. Și la cât ți-am ținut partea, cred că m-ar uita și moartea. Bine și-o-i mai face cât am zile. Dumnezeu mi-a dat răsplată, că nu doarme niciodată. Am făcut la lume bine și-o-i mai face cât am zile. Dumnezeu mi-a dat răsplată, că nu doarme niciodată. Dă mi-ar da Dumnezeu ani, că ți-am ajutat cu o bani. Și la cât ți-am ținut partea, cred că m-ar uita și moartea. Dă mi-ar da Dumnezeu ani, că ți-am ajutat cu o bani. Și la cât ți-am ținut partea, cred că m-ar uita și moartea. Fac doar de ochii lumii, așa cum știu că fac unii. Dar ea nu sunt supărat pe omul care a uitat. Nu fac doar de ochii lumii, așa cum știu că fac unii. Dar ea nu sunt supărat pe omul care a uitat. Dă mi-ar da Dumnezeu ani, că ți-am ajutat cu o bani. Și la cât ți-am ținut partea, cred că m-ar uita și moartea. Dă mi-ar da Dumnezeu ani, că ți-am ajutat cu o bani. Și la cât ți-am ținut partea, cred că m-ar uita și moartea. Zecite când îl faci nepcânătării. Când îl faci cu mână bună, se-ntoarce fără măsură. Binele vine zecite când îl faci nepcânătării. Când îl faci cu mână bună, se-ntoarce fără măsură. Dă mi-ar da Dumnezeu ani, că ți-am ajutat cu o bani. Și la cât ți-am ținut partea, cred că m-ar uita și moartea. Dă mi-ar da Dumnezeu ani, că ți-am ajutat cu o bani. Și la cât ți-am ținut partea, cred că m-ar uita și moartea. Ca și mândra primenită, primenită vai de ea, când trece prin poarta mea. Lasă treacă să tot treacă, dacă i-a fost mintea seacă. Acum trece fără rost, timpul ei și-al meu a fost. Vezi tu mândră acum și ca, cum ajung toate nimica. Când spuneam nu mă credeai, că nu stau o viață crai. Vezi tu mândră acum și ca, cum ajung toate nimica. Când spuneam nu mă credeai, că nu stau o viață crai. Thank you.
necăjită, geaba-mi poartă, mie ciudă, că-n urmă cu 10 ani nici dacă o rugam cu bani, nu venea ca să-mi dea gură odată pe săptămână. Dar acum și 7 zile i se par mândri puține. Vezi tu, mândră, acum și ca cum ajung toate nimica. Îmi spuneam, nu mă credeai, că nu stau o viață crai. Vezi tu, mândră, acum și ca cum ajung toate nimica. Îmi spuneam, nu mă credeai, că nu stau o viață crai. S-a stricat când s-a putut, dar acum să vezi velea, văd că-mi vrea binele ea. Cu mine mândra se poartă, cum te porți cu buba coaptă. Dar mă, când s-a deșteptat, binele s-a împuținat. Vezi tu, mândră, acum și ca cum ajung toate nimica. Îmi spuneam, nu mă credeai, că nu stau o viață crai. Vezi tu, mândră, acum și ca cum ajung toate nimica. Îmi spuneam, nu mă credeai, că nu stau o viață crai. Dode Andrei, estimați telespectatori, de când mă aflu, mă știu pe pământ, iar cea de-a doua melodie, Verde-i frunza la răchită, foarte frumoasă, Dode, melodia. Și textul, foarte frumoasă. Da, da, pentru da, toți îndrăgostiții care se mai ceartă câteodată. Da, și care nu se înțeleg până la o vârstă. Da. Când ajungi mai așa, mai să scârți, te iubește mândra, știi. Te caută ea. Te caută ea, dar... Foarte frumos textul. Este textul realizat de Georgiana Ion, ai spus, da? Da. Frumos. Va fi șlagăr acest cântec. Chiar mi-a plăcut foarte mult și e pus bine și în linie melodică. Sper să placă publicului, să înveselească lumea. Da. Trebuie să-i faci un videoclip. Îi face bineînțeles, cu o mândruță acolo în... Mai multe, și trebuie probleme, să o faci cunoscută această melodie. Eu sunt deschis pentru toate mândruțele. Nu, bine, vorbesc că vreau să fac un videoclip. Vreau să fac, de fapt, un videoclip la fiecare melodie. Da, foarte frumos. Toate melodiile vreau să le fac videoclipuri, să rămână, să pot să le distribui, că așa e. Da, normal. Să le faci cunoscute publicului. Da. Da. Asta intenționez. Vorbim la telefon, iar apoi o să... Revenim la discuția noastră. Alo? Bună seara. Mă numesc Haiducu Nicolae, un prieten al domnului Dode Andrei. Da, bună seara, domnul Haiducu. Trăiască domnul Nicu. Vreau să-l salut și să-i urez mult succes în continuare și în cariera care și-a ales-o și tot ce-i dorește. Mulțumim frumos, domnul Nicu, și toate cele bune la toată familia. În special la prințesa aia mică. Da. Vă mulțumesc mult, să trăiți. Doamne ajută. Mulțumim frumos. Mulțumim pentru telefon. Oana, vorbește-ne un pic despre treptele pe care le-ai parcurs până în prezent. Spuneai că ai început să cânți de mic copil. De mic copil, de la o vârstă fragedă. Am pășit cu pași micuți, dar siguri. Exact ce v-am spus și mai devreme, părinții mei au fost ajutorul meu. M-au sprijinit în tot ce mi-am dorit să fac în viață și m-au sprijinit clar și financiar, nu? Ca să realizez câteva albume până la vârsta de... De fapt, cred că de mic am început, da. Primul album l-am avut la vârsta de 10 ani, după la 14 ani, la 18 ani și ultimul chiar acum, când... cu cel cu care am venit la dumneavoastră, fericirea mea pe lume. Ce să vă pot spune? E o viață frumoasă. Cântecul popular aduce multă bucurie în viața tuturor și cred că suntem bine primiți întotdeauna de către oamenii care ne privesc. De ce ai ales cântecul popular și de ce nu ai ales un alt gen muzical? Un alt gen muzical, pentru că m-am regăsit mai bine. Nu am avut foarte multe costume, moștenire, să zic așa. Am găsit o ie și o fotă de-a bunicii mele și întotdeauna mă îmbrăcam cu ele și începeam să cânt.
Și clar cred că m-a atras mai mult. Și probabil și vocea mea se aseamănă mult mai mult cu muzica populară, vibrațiile, glisando-ul acesta, se aseamănă mult mai mult cu muzica tradițională românească decât cu cea ușoară, să zic. Dar eu cânt și muzică ușoară. La evenimente mai cântăm și alte genuri. Dar m-am axat în principal numai pe muzica tradițională românească. Să vin în fața dumneavoastră să vă cânt numai cu muzică populară. Când erai mică, ascultai în mod special un artist anume? Un artist. Eu ascult toți artiștii, încerc să iau câte ceva bun de la fiecare artist și mi-am creat propriul meu stil. Deci nu pot spune că am un artist, îi iubesc pe toți. De la fiecare am avut de învățat, de la fiecare am avut de furat câte ceva, dar mi-am creat propriul meu stil. Îmi plac toate melodiile și ascult toți artiștii. Ai trecut foarte repede peste albumele pe care le-ai imprimat și chiar sunt curioasă cum ai intitulat primul album, cel pe care l-ai editat la 10 ani. Mama mea, icoană sfântă. Aveam o melodie despre măicuța mea, chiar era compusă de mine. Și exact așa s-a și numit albumul. Și cel de-al doilea, da? L-am făcut cu ajutorul maestrului Virgil Iordache, domnului dirijor de la Doina Argeșului, și cel de-al doilea la fel. Iar ultimul de care v-am spus, alături de domnul dirijor Marin Alexandru, al ansamblului Ciocârlia. Din București. Din București, da. Ți-a adus succes acest album? Ultimul, mă refer la ultimul. Doamne ajută, eu zic că da. Progresăm așa, puțin câte puțin, trebuie să mai aducem câte ceva nou în fața telespectatorilor, că altfel se plictisesc de noi, nu? Trebuie să venim cu ceva nou, întotdeauna. Cum a fost întâlnirea cu maestru Alexandru, care este un muzician recunoscut la nivel național și nu numai? Da, este un domn, exact așa cum se și spune, este un om finuț așa și, cum să vă spun, am făcut și un videoclip. De fapt, am și videoclipurile pe care dumneavoastră le cunoașteți, da, alături de dânsul și, da, de maestru Nicușor Troncea. Un om extraordinar, din toate punctele de vedere. Și a rămas impresionat, să zic așa, și de vocea mea. I-a plăcut tare mult. Și mai colaborăm. Mă mai cheamă la diferite spectacole, la tot felul de lucruri din astea interesante. Cântăm din cântăm nou, Oana. Cum să nu? Banul, vinul și femeia, iar cea de-a doua, Joacă dansul legănat. Joacă dansul legănat. Dansul legănat este o melodie din Mehedinți? Da, mi-au plăcut tare mult și am zis, domnule, hai să-mi fac și eu una. Da, ai sărit un pic din Arge și puțin, hotarul, dar către Mehedinți. Exact. O să te invit la locul mulțumesc pentru frumos cântat. Stimați telespectatorii, aceste melodii și această emisiune aș vrea să o dedic unui tânăr interpret de aici de la noi din Argeș, care pe 17 septembrie împlinește 21 de ani. Este vorba despre George Mărgineanu. El ne urmărește în acest moment. George, la mulți ani, să fii sănătos și să ai mult succes în tot ceea ce tu ți-ai propus să realizezi. Oana Preda. Bărbatului n-ai ce-i face, că trei lucruri nu-i dau pace. Banul, femeia și vinul, astea-s patima și chinul. Banul, vinul și femeia sunt și lacătul și cheia. Astea de nu le cunoști, atunci de ce mai trăiești? Banul, vinul și femeia.
anul, vinul și femeia. În viață îți dau puterea, câte se duc și se-ntorc, fără astea trei nu pot. Banul, vinul și femeia, în viață îți dau puterea. Una dacă nu o ai, pe pământ degeaba stai. Rostul tău, bărbat drag, să ai sufletul păcat. Toate trei merg mână-n mână și îți fac inima bună. Că așa le lasă soarta, nu pot una fără a ta. Acum e de jucat, se uită lumea. Hai joacă-mă, neical meu, joacă-mă așa. Cu tine mi-e drag mereu, că-s mândruța ta. Hai joacă dansul cu fală, neică puiule, să băgăm lumea în boală, puișorule. Și ia uite-te la noi, când ne stă de bine. Jucăm dansul amândoi, dragă-mi e de tine. Hai joacă dansul cu fală, neică puiule, să băgăm lumea în boală, puișorule. Și ia uite-te la noi, cât ne stă de bine. Jucăm dansul amândoi, dragă-mi e de tine. Ce bine ne potrivim, neică, neică meu. Și la dans ne învârtim, tot așa mereu. Eu din joc nu mă opresc, neiculiță zău. Doar ochii tăi m-amețesc, că sunt frumos rău. Hai joacă dansul cu fală, neică puiule, să băgăm lumea în boală, puișorule. Și ia uite-te la noi, când ne stă de bine. Jucăm dansul amândoi, dragă-mi e de tine. Hai joacă dansul cu fală, neică puiule, să băgăm lumea în boală, puișorule. Și ia uite-te la noi, când ne stă de bine. Jucăm dansul amândoi, dragă-mi e de tine. Se uită lumea, se uită, jucăm amândoi. Ce pereche potrivită, nu s-alții ca noi. Ne stă bine împreună și mult ne iubim. Să jucăm dansul de mână și să ne fălim. Hai joacă dansul cu fală, neică puiule, să băgăm lumea în boală, puișorule. Și ia uite-te la noi, când ne stă de bine. Jucăm dansul amândoi, dragă-mi e de tine. Hai joacă dansul cu fală, neică puiule, să băgăm lumea în boală, puișorule. Și ia uite-te la noi, când ne stă de bine. Jucăm dansul amândoi, dragă-mi e de tine.